să mă urască foarte mulți bărbați pentru ce spun acum. Femeile au nevoie de un lucru foarte clar de la bărbați. Pentru că în ziua de astăzi femeia nu mai are nevoie de bărbat să-i ofere un loc în societate, să-i ofere un statut, să-i ofere independență financiară. Asta și le poate oferi ea singură. O femeie are nevoie în momentul ăsta de un bărbat pentru a fi iubită, proteșată, văzută, respectată și să aibă un suport emoțional. Conform gândirii tradiționaliste, probabil că nu sunt o femeie împlinită. Conform a ceea ce am învățat eu în ultimii 10-15 ani, sunt o femeie care se bucură de viața ei și se acceptă atât pe ea, cât și ceea ce primește de la univers și de la Dumnezeu. Găsit, dragilor, tare bucuroasă sunt pentru că și astăzi ne întâlnim aici la Te Ascult. Am schimbat un pic cadrul. Sincer, încerc în viață să nu mă agăț de lucruri și atunci dacă se întâmplă ceva și e musai să ne mutăm într-un alt cadru în care să stăm de vorbă cu oameni remarcabili, o fac cu brațele deschise oricând. Invitata mea de astăzi este o femeie absolut superbă, atât la exterior cât și pe interior. Este o femeie pe care o admir foarte tare și țin minte că au fost ani de zile în care am urmărit la TV și admiram enorm grația, și nu numai grația, dar grația cu care prezenta, cu care vorbea, cu care făcea lucruri, după care sincer am pierdut-o pentru o scurtă perioadă de timp. Nu știu de ce, nu știu cum, cert este că ulterior am regăsit-o, iar în momentul în care am regăsit-o schimbată. Am observat că a evoluat foarte mult, s-a dezvoltat foarte mult, că mesajele pe care le transmite oamenilor sunt extrem de pozitive și de sănătoase și am ținut neapărat să ne întâlnim astăzi, să stăm de vorbă și să ascultăm o părticică din ea, din Andreea Raicu. Bine ai venit la Te Ascult, draga mea! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru toată prezentarea asta de frumoasă și pentru toate gândurile minunate și pentru faptul că ai observat această schimbare. Și nu sunt singura, Andreea, nu sunt singura. A fost într-adevăr așa cum am simțit o perioadă în care te-ai retras efectiv, ai făcut probabil lucruri cu tine și ai revenit într-o altă formă. Cred că și energetic m-am retras foarte mult pentru că atunci când lucram în televiziune eram peste tot, după care când am început să spre finalul carierei mele în televiziune n-am mai simțit să fiu atât de peste tot, am simțit să mă întorc un pic în interiorul meu, să stau cu mine, să văd exact ce e acolo. Și după aia, după ce am descoperit lucrurile respective, am simțit nevoia să ies din nou în afară, într-un mod diferit, în funcție cumva de toate lucrurile pe care le descoperisem. Știi că mulți oameni zic, nu-mi place viața mea, aș vrea să se schimbe ceva. Nu poți să schimbi decât de la interior spre exterior. Nu poți să schimbi lucrurile care nu-ți plac până când nu schimbi în interior. Pentru că după ce ai făcut schimbarea în interior, automat, într-un mod cât se poate de firesc, se schimbă și la exterior. Oamenii încearcă să facă la exterior prima dată schimbarea și nu le iese întotdeauna. De fapt, nu cred că nu e o schimbare consistentă. Asta e probabil pentru o scurtă perioadă funcționează, însă întotdeauna ne reîntoarcem la ce e acolo înăuntru nostru și dacă acolo nu e ce trebuie să fie, n-are cum să se întâmple. Știi, scuză-mă, nu cred că trebuie să fie nimic, pentru că trebuie vine cu un mesaj din exterior. Înăuntru e ce e. Dacă ai capacitatea și mai ales curajul să vezi, să te uiți la lucrurile respective, pentru că ce înăuntru e acolo? Noi ne uităm în funcție de filtru pe care noi l-am primit în copilărie și ne uităm cu acel filtru și filtru ego-ului, dacă putem să spunem așa, și vedem lucrurile în funcție de acel filtru. Când scoatem filtru, putem să le vedem exact așa cum sunt. Depinde de noi dacă avem curajul să ne uităm la ele așa cum sunt. Pentru că e foarte posibil să descoperim lucruri care nu ne plac sau cu care nu suntem neapărat confortabili sau nu ne simțim în siguranță. Tu cum ai reușit să găsești armonie, să-ți găsești echilibrul ăsta pe care simt că l-ai în acest moment? Știi, toate schimbările se fac în urma unui moment de criză în viață. Dacă ți este bine, n-ai de ce să schimbi. Dacă nu ți este atât de rău, iar n-ai de ce să schimbi, pentru că efortul de a face această schimbare necesită foarte multă muncă, foarte multă determinare. Așa că dacă
starea pe care o ai nu este atât de rea, nu vei face schimbarea. Dacă este rea, corect, te gândești, băi, pentru că schimbarea nu ne place. Vine cu tot felul de lucruri noi, cu necunoscut, cu frica de necunoscut, cu frica de eșec, faptul că nu o să mai fim așa de bine văzuți de oameni, de faptul că am putea să greșim. Și atunci, în cazul meu și cred că în cazul tuturor oamenilor se întâmplă asta, în momentul în care ceea ce simțeam eu, în momentul în care trăiam, ceea ce simțeam în momentul în care nu mi-era bine, a început să fie mai dureros decât durerea pe care m-ar fi putut să mi-o provoace schimbarea. Au, au. Adică mă durea atât de tare încât nu mai conta ce urma să se întâmple, pentru că ceea ce trăiam la momentul respectiv nu mi-era bine. Da, ai avut ochi să vezi asta, știi, și curaj să vezi asta. Pentru că și asta cu durerea, din punctul meu de vedere, cred că e cu dus și întors, știi? Te doare, dar hai că mai stau un pic, hai că stau acolo, hai că poate se schimbă XYZ din viața mea și o să fie lucrurile mai bune, hai că poate vine Dumnezeu și pune o mână divină asupra mea și iarăși se întâmplă lucruri. Din exterior. Știi? Din exterior. Știi ce zic? Exact. Eu am o trăsătură care poate să... Ca toate lucrurile sunt ca o sabie cu două tăișuri. O ambiție și o determinare și o anduranță. Această anduranță poate să fie incredibilă dacă am de făcut un proiect și în același timp poate să nu fie la fel de incredibilă dacă e nevoie să văd niște lucruri pe care trebuie să le schimb. Adică dacă, de exemplu, pe mine mă doare, eu am această anduranță să pot să merg până la capăt unde știu eu că e finish-ul. Wow! Asta e, cum spuneam, o sabie cu două tăișuri, pentru că durerea asta e un semnal. Un semnal care spune că e ceva în neregulă. Dar eu am... La momentul respectiv am decis să nu ascult, pentru că eu trebuia să mă duc mai departe, unde trebuia să mă duc, că trebuia să fiu cum trebuia să fiu, cum mă vrea societatea, cum credeam eu că mă vrea societatea. Și atunci n-am mai auzit durerea. Am auzit durerea în momentul în care a fost atât de puternică încât n-am mai putut să o ignor. Fizic, cum s-a simțit durerea asta, Andreea? Doamne Dumnezeule, în foarte multe feluri, că au fost etape. Odată am făcut o criză de spate și nu am putut să mă mișc. Două luni de zile am mers în fiecare zi la spital și făceam tot felul de proceduri. Nu puteam să mă mișc, efectiv. Odată am făcut... Odată mi-am rupt piciorul. Nu știu, au fost foarte multe momente în care corpul meu a zis stop, hei! Și acum am înțeles, mă uit și văd când e o mică problemă. Deja știi. Știu că dacă eu nu iau o decizie, nu fac o alegere în momentul în care e de dorit să fac acea alegere, cu siguranță viața o va orchestra și o va face în felul în care viața consideră. Și de cele mai multe ori alea sunt niște mișcări brutale. Și atunci când văd că lucrurile nu sunt cum ar trebui, acum mi-aș dori sau nu curg, they're not in the flow, natural. Natural, lin. Exact, nu curg natural, înseamnă că e ceva la care trebuie să mă uit. Și dacă nu mă uit și mă țin cu tărie de lucrurile pe care cred eu, nu sunt fluidă, știi, sunt rigidă. Eu știu că trebuie să se întâmple lucrurile alea și vreau lucrurile alea, fără să mă uit nici în stânga și nici în dreapta, n-am acea fluiditate. Și relaxare, cred. Exact, știi? Atunci e clar că este ceva la care trebuie să mă uit. Da, foarte interesant asta și cred că e o lecție foarte importantă și pentru mine și pentru toți cei care ne privesc. Aș vrea să vorbesc cu tine foarte mult despre feminitate, pentru că ziceam și în descriere și în intro că mesajele pe care tu le promovezi și le împarți oamenilor sunt pozitive, sunt sănătoase, sunt importante, iar unul dintre ele este despre feminitate. Și nu doar despre asta, ci încă multe alte lucruri am de discutat astăzi cu tine. Însă vreau să facem o scurtă pauză pentru un scurt moment publicitar și revenim cu Andreea. Fie dimineață, fie seară, fie că sunt foarte obosită sau dimpotrivă m-am odihnit foarte bine azi noapte, fie că sunt la filmări pentru podcast, pentru emisiune sau am un shooting foto, părul meu trebuie să arate întotdeauna impecabil. Cum reușesc asta? Super simplu. Gama Velaflex. Astăzi am folosit Second Day Volume și ceea ce iubesc la acest produs este faptul că mi-oferă o fixare puternică, dar în același timp flexibilă, conține ulei de macadamia, iar părul nu rămâne deloc lipicios.
Am revenit, Andreea, trăim, mi se pare, niște vremuri extrem de provocatoare pentru femei și nu numai, dar într-o lume în care, din păcate, sau din, nici nu știu, fiecare o ia cum dorește. Hai să nu le judecăm. Exact. Să le lăsăm exact. Pur și simplu cum sunt, să le observăm. Fiecare femeie își folosește tot mai mult energia masculină, cât de important este să-ți păstrezi, să-ți cunoști mai întâi, după care să-ți păstrezi și să-ți emani feminitatea. Eu am vorbit foarte mult despre subiectul ăsta dintr-o nevoie personală. Pentru că atunci când spun că nu eram feminină, probabil că lumea va fi, cum ai găsit tu să nu fii feminină? Feminitatea nu ține de aspect. Întotdeauna. Poți să fii extrem de frumoasă, poți să fii extrem de delicată și în același timp să vii și să dai cu pumnul masă sau să fii extrem de rigidă, ceea ce vorbeam ceva mai devreme. Și să nu ai acea feminitate pe care o vezi de departe la acele femei care își permit să fie feminine, care își permit să așa acceseze această energie. Ce înseamnă își permit? Spune-mi, te rog. Eu mă regăsesc mult în treaba asta și mi-accesez foarte mult energia masculină, dar îmi doresc mult să fiu foarte relaxată. Dar nu e vorba de relaxare. Știi ce am descoperit? Pentru că, evident, că acum 10 ani habar n-aveam despre aceste lucruri. Uh-huh. Și m-am dus la un curs și e un exemplu pe care l-am dat de foarte multe ori. Și în cadrul cursului respectiv era un cuplu, eram eu cu un partener cu care făceam un exercițiu. Și pe mine m-a întrebat cel care ținea cursul care sunt trăsăturile care te definesc pe tine ca femeie și am spus și de care ești mândră. Și am spus determinarea, inteligența, forța, puterea, știu ce, independența. Ok, înțeleg. S-a uitat la partenerul de meu de exercițiu și a zis, dar care sunt trăsăturile care te definesc pe tine ca bărbat și de care ești mândru? Și el a zis același lucru. Și eram like, what? Cum, stai că nu are cum să fie același lucru pentru că eu sunt femeie, el e bărbat. Și atunci am înțeles că ceea ce spuneam eu erau trăsăturile unui bărbat, pentru că dacă cineva mi-ar fi explicat, n-aș fi înțeles. Când am făcut acest exercițiu și am înțeles că eu eram mândră de faptul că sunt independentă, că sunt deșteaptă, că sunt determinată, sunt puternică, sunt așa, am rămas șocată pentru că nu spune nimeni că o femeie nu trebuie să fie lucrurile astea. E minunat să ai și aceste lucruri și în același timp e minunat să ai lucrurile cu care Universul, Dumnezeu te-a înzestrat. Capacitatea de a comunica, flexibilitatea, capacitatea de a primi, capacitatea de a avea grijă, de a proteja, de a te exprima, de a fi empatică, de a fi vulnerabilă. Erau niște slăbiciuni pentru mine, pentru că venind dintr-o familie în care tatăl meu, n-am simțit suportul tatălui, a trebuit să mi-l găsesc eu singură, să pot să fac toate lucrurile astea, plus că aveam să-i demonstrez lui că eu sunt o femeie deșteaptă, că eu sunt o fată deșteaptă, plus că trăim într-o societate în care cumva asta se cere. Adică femeia, asta vezi în toate reclamele, vezi peste tot. Femeia este independentă, femeia rezolvă lucrurile, femeia... Și mai e un lucru, stăteam de vorbă cu una dintre prietenele mele la un moment dat despre faptul că femeile sunt foarte puternice. Uh-huh. Femeile au devenit puternice nu pentru că așa și-au dorit ele. Femeile au devenit puternice pentru că nu au avut de ales. Cumva viața te-a pus în acest context și a trebuit să faci ceva. De ce a trebuit? Pentru că dacă o femeie rămâne, nu știu, să spunem că rămâne singură. Uite, îți dau un exemplu din viața unei prietene foarte bune de ale mele. Era... Tot timpul avea o energie feminină și făcea lucrurile foarte încet. Eu mă duceam și o luam de la școală în fiecare dimineață, eram de acasă în fiecare dimineață spre școală, eram colege de liceu, nu se trezea niciodată, totul era într-un ritm foarte lent, ea se bucura de tot și eu eram, hai deodată, ce Dumnezeul, iar a interziat. Deci eram, de mică eram așa. Și nu era proactivă, nu iniția lucruri, era așa... Trăia viața, da, boem. Și a avut niște probleme foarte mari și cu fetița ei și cu soțul ei care astăzi nu mai este. Și ea a trebuit să facă o grămadă de lucruri la care nu s-a gândit niciodată că o să ajungă să facă. De o forță, ceea ce pentru mine a fost wow! Nu-mi vine să cred de unde a căpătat această forță și a rezolvat foarte multe probleme. Deci femeile a devenit extrem de puternice pentru că au trecut
Deci femeile ajung să fie foarte puternice pentru că au trecut prin situații în care nu au avut de ales. Mm-hmm. Dar oare și bărbații au devenit mai puțin puternici, ca să zic așa? E vorba de un echilibru. Când dai într-o parte, se ridică în cealaltă. Știi? E, femeia a vrut foarte mult să demonstreze niște lucruri. Pentru bărbat, de multe ori, poate și relaxant și confortabil. Și adică, da, dacă vrei să schimbi becul, da, du-te și schimbă becul. Și schimbă becul. Și, pentru că, da, știi cum? După al doilea război mondial, femeile s-au dus să muncească. Pentru că nu dintr-o dorință de a le face pe femei să evolueze. Nu era forță de muncă și a trebuit să punem, evident, pe cineva să muncească. Și atunci femeia, dintr-o dată, a devenit și independentă, a putut să-și facă singură un loc în societate. Și știi ce e foarte interesant? Că în ziua de astăzi, o să mă urască foarte mulți bărbați pentru ce spun acum, femeile au nevoie de un lucru foarte clar de la bărbați. Pentru că în ziua de astăzi femeia nu mai are nevoie de bărbat să-i ofere un loc în societate, să-i ofere un statut, să-i ofere independență financiară. Asta și le poate oferi ea singură. O femeie are nevoie în momentul ăsta de un bărbat pentru a fi iubită, proteșată, văzută, respectată, și să aibă un suport emoțional. În momentul în care nu ai lucrurile astea din partea unui bărbat, sunt foarte multe femei care se întreabă: și atunci de ce mai am nevoie de un bărbat? Pentru că restul celelalte lucruri pe care el mi le oferă foarte ușor, pot să mi le ofer singura. Te-ați pregătit bărbații pentru asta? Pentru ce? Pentru a... Să ofere suport emoțional și toate lucrurile de care ai vorbit mai devreme. Unii da, unii nu. Nu știu, să ne spună și colegul. În general, tău, societatea. Cum? Sunt pregătiți bărbații? Dezvoltarea asta emoțională, bineînțeles că s-a răspândit mult mai mult în rândul femeilor, pentru că ele sunt mult mai deschise în a-și accesa emoțiile, partea feminină. Exact. E din ele. De a-și accesa emoțiile, de a înțelege emoțiile, de a cumva de a lucra cu ele. Pe când bărbații nu au această disponibilitate atât de mare, unul pentru că nu au fost crescuți în sensul ăsta: dragă, tu ești băiat, nu plângi. Termină cu prostiile astea, că este dovadă de slăbiciune, plus că ei își bazează foarte mult personalitatea, independența, identitatea. De fapt, identitatea pe ceea ce fac. Se identifică cu ceea ce fac. Și ca să se simtă bine, au nevoie să facă foarte multe lucruri. A face vine dintr-o energie masculină, evident. Și atunci ei sunt mult mai mult în cap decât în corp. Emoțiile nu le simți în cap. Și atunci femeia e mult mai orientată să înțeleagă lucruri, să simtă lucruri, bărbatul e mult mai orientat să înțeleagă lucruri. Mm-hmm. Tu când ai simțit că ți-ai atins apogeul din punct de vedere al feminității? L-ai atins? Pot să zic până în momentul ăsta, nu știu ce o să se întâmple. Sigur. Cred că prima dată când am simțit senzația asta de feminitate incredibilă a fost în cadrul unui curs, pentru că nu știam ce înseamnă asta cu adevărat, pentru că tu ai doar niște repere pe care le-ai trăit. Nu poți să recunoști un lucru pe care nu l-ai trăit sau nu poți să știi un lucru pe care tu nu l-ai trăit. Și a fost o senzație de relaxare în tot corpul, pentru că noi când suntem în energia masculină, de foarte multe ori suntem îndârjite. Avem o forță din asta și îndârjală și eu trebuie să fac și o determinare din asta. Și chiar când am mers la școală și am învățat despre asta, simți cum ți se încordează uterul. Uh-huh. Pur și simplu, știi? Uh-huh. Se încordează tot corpul și în special uterul. Și de aceea foarte multe femei care sunt în energie masculină nu au cum să rămână însărcinate. Da. Pentru că tot corpul este foarte, foarte stresat și încordat. Da, încordat. Și ceea ce am simțit atunci și mi s-a părut absolut fantastic este această stare de nici nu știu cum să-i spun, de relaxare în tot corpul, dar o stare de eliberare, softness, de făcând lucrurile, cursurile în engleză, uneori e mai greu să găsesc cuvântul, sau de lin, moale. Da, da, exact, lin, da, natural, da, da. Iarăși natural, exact. Natural. Și cumva așa, cu o bucurie interioară și cu o relaxare în corp, cu o fluiditate. Mm-hmm. Despre asta e fluiditate, ne place, cum sunt zânele, care practic sunt așa.
Cum e aerul, Andreea, cum am senzația. Sau cum e apa. Sau cum e apa. Cum e apa. Știi, apa trece pe lângă pietre. Știi, este fluidă. Nu se blochează nu ele. Nu se blochează. Mm-hmm. Nu are idei fixe, lucruri preconcepute. Așa trebuie să fie. Ce mai mult spune, așa trebuie să fie. Femeia are ea este cea care dezamorsează lucrurile. Și când experimentezi lucrurile astea într-un curs, e wow. Dar când te duci în viața reală, pentru că degeaba mergem la cursuri și citim cărți dacă nu le experimentăm și în viața reală, unde practic sunt toate lucrurile care declanșează. Eu cred că acolo e trigger-ul mare. În exact, viața reală. În viața reală, bineînțeles. Bineînțeles că toată lumea stă și citește o carte și știe da. Cum trebuie să facă. Noi toți știm ce să mâncăm, cât să mergem la sală, cum să fim echilibrați și ce să vezi. Mental health nu ne ajută superă, totuși. Exact, da. În primul rând, să ai curajul să te duci să experimentezi toate lucrurile respective, pentru că atunci când ești într-un curs, ești într-un mediu sigur. Te simți în siguranță. Iar toate mecanismele astea de apărare pe care noi ni le-am creat este pentru că ne ajută să stăm în siguranță. Să nu simțim o durere pe care am simțit-o la un moment dat. Și atunci, să devii conștient și să ieși în lume și să fii atent când toate triggerele astea care apar, să vezi cum răspunzi la ele, dacă răspunzi sau reacționezi la ele. Foarte important. Foarte important. Degeaba, repet, degeaba citim cărți dacă n-avem curajul să le aplicăm în viața de zi cu zi. Da, și curajul și... Da, hai să zicem curaj. Da, e nevoie de foarte mult curaj să fii tu cum ești și să fii vulnerabil. Să te lași. Da, pentru că multă lume a considerat această vulnerabilitate despre care Brené Brown vorbește atât de frumos ca o slăbiciune. Ca o slăbiciune. Cum să fiu vulnerabil? Doamne ferește, cum să fiu vulnerabil? Mi-aduc aminte și în primul curs la în care m-am dus, m-am simțit extrem de vulnerabilă și m-am dus la doamna aia la final care făcea cursul și zic, nu știu ce ați făcut aici, dar eu mă simt extrem de vulnerabilă și mie nu-mi place chestia asta. Eu am muncit atât de mult să nu mai fiu vulnerabilă. Și mi-a zis, tata, nu vrei să-ți deschizi inima? Ce prostie asta cu deschisul inimii? Și zic, eram... În momentul în care deschizi inima, încep să simți lucrurile într-un mod diferit, au o altă intensitate. Și nu prea mi-a plăcut ce mi-a zis. Pentru că veneam, cred că după un moment în care suferisem foarte tare și când suferi, se închide inima. Și a făcut un gest foarte frumos și mi-a zis, când ai inima închisă, nu te lovește nimic. E adevărat. Și nici nu intră nimic. Dacă o ai deschisă, e adevărat, poți să fii rănit, dar cu siguranță pe acolo va intra dragostea. Care dragostea poate să vină din orice direcție. Sigur, sigur. Și cumva a fost, wow. Da, e adevărat, bine. Mamă. E important să ai curaj, trebuie să ai curaj să trăiești, trebuie să ai curaj să iubești, trebuie să ai curaj să faci foarte multe lucruri care să te facă să te simți viu. Știi, sunt foarte mulți oameni care zic, Doamne, dar mă simt așa parcă sunt mort sau sunt moartă sau simt că n-am viață. Pentru că este energia blocată, inima închisă și foarte mult noi în minte și analizăm. Mm-hmm. Și de minte și de suflet vorbim. Chiar apropo, când și care au fost momentele în care n-ai reușit să-ți coordonezi inima cu creierul sau poate dimpotrivă chiar ai reușit să le separ pe cele două și în sfârșit să fie aliniate așa cum trebuie? Sunt momente în care și astăzi sunt momente în care reușesc să nu fiu în aceeași linie, dar cred că cel mai mult mi se pare că se întâmplă în momentul în care nu sunt conștientă de lucrurile cu care mă identific. Adică? Da, este un pic mai complicat aici. Noi ne identificăm cu niște trăsături ale noastre. Cum mi s-a spus când suntem noi mici, eu sunt un om corect, drept pentru care, dacă eu sunt un om corect, n-am să fac niciodată ceva care nu este corect. Dar poate simți să nu faci un lucru incorrect. Okay. Simți să faci un lucru incorrect. Ajungi să te identifici atât de mult cu lucrurile respective, încât tu crezi despre tine toate lucrurile pe care ți-au fost puse, exact, când erai mică. E, realitatea este că atunci când tu începi să te transformi, descoperi și alte lucruri cu care tu nu ești foarte confortabilă. Care sunt în tine, care dar sunt care în nu tine, sunt accesate. Care sunt în tine, dar care nu sunt accesate. Deci, practic, sunt două lucruri. Ce crezi tu despre tine
Și lucrurile pe care tu le ai, dar ți-e frică să le accesezi pentru că ți se pare că nu o să mai fii în siguranță. Și atunci te ascunzi aici, în astea. Și tu nu-ți mai dai seama cine ești. Adică, uite, o să dau un exemplu foarte clar din viața mea. Eu consider despre mine că sunt un om foarte flexibil. Și mulți oameni spun despre mine că sunt un om foarte flexibil. În terapie am descoperit că am niște idei fixe în legătură cu anumite lucruri. Mi-a fost foarte greu să accept lucrul ăsta. Pentru că în comparație cu alți oameni, sunt un om extrem de flexibil, sunt un om maleabil, sunt un om care înțelege, e foarte tolerant, dar am anumite lucruri pe care nici măcar nu-mi dau seama că sunt atât de fixe. A trebuit ca cineva să-mi pună o oglindă în față și după ce am spus nu e adevărat, să-mi dau seama... Da, e adevărat. Ne identificăm atât de tare cu ele încât nu le mai vedem. E ca pește, era un... Cred că Gabor Mate a spus gluma asta la un moment dat, cu peștele care tot mergea prin apă și la un moment dat întreabă cineva și cum e apa. Și peștele zice, care apă? Pentru că nu-ți mai dai seama, ești de atât de mult, ca și într-o relație toxică, ca și într-un job care nu ți-e bun sau în lucruri care nici măcar nu mai funcționează, ajungi să le normalizezi. Deci, în momentele în care nu sunt conștientă de faptul că sunt identificată cu anumite stări, atunci mintea nu e în conexiune cu inima. Cu inima și invers. Da. Wow. Da. Da. Vedeți că am știut eu de ce vreau să stăm de vorbă cu Andreea și tare bucuroasă că a venit. Bine. Te-aș mai duce și în altă zonă. Apropo de feminitate și de frumusețe, ziceai, și asta era una dintre întrebări, dacă feminitatea are legătură cu aspectul fizic, mi-ai răspuns deja. Ce calități crezi că sunt atrăgătoare, nu atractive, și atractive și atrăgătoare, pentru bărbați la tine? Îmi place să spun trăsături, pentru că dacă spun calități sau defecte, înseamnă că le talonez, știi? Și până la urmă sunt niște trăsături pe care eu pot să le văd ca și calități sau defecte, le pun o ștampilă acolo. Ce trăsături le plac bărbaților? Ce crezi tu din ce ai trăit până acum? Ce ți s-a spus? Că sunt foarte veselă, că sunt foarte empatică, că sunt foarte feminină. Ce mi s-a mai zis? Cam o energie așa foarte very mișto. Easy to be around. Da, da. Și că nu sunt judgmental. Superb asta. Da. Superb. Dar ți s-a întâmplat vreodată să ți se spună lucruri despre tine, aprecieri, bineînțeles, și tu să nu crezi asta despre tine? Mulți ani, da. Foarte mulți ani, da. În ultima vreme, nu. În ultima vreme, da, dar în anii ăia, știi ce, sunt curioasă, mi s-a întâmplat de exemplu treaba asta, să ies în lume, să mă duc la un eveniment, să mă pregătesc pentru el, să fiu frumoasă, să fiu aranjată, toată lumea să vină, să-mi facă complimente, eu să zâmbesc, dar nu era zâmbetul meu, știi, și să ajung acasă și să plâng. Doamne, dar asta a fost toată viața mea până la 20 ceva de ani sau nu, 30 ceva de ani. Wow! Nu toată viața mea, exagerez. Asta a fost, cred că... De la 20 până la vreo 30. Nu, stai să mă gândesc. Deci am plecat în India acum 10 ani, prima dată. Nu știu, cred că vreo 7-8 ani, așa a fost viața mea. De foarte multe ori. Nu tot timpul, evident, dar au fost foarte multe momente așa, pentru că era o diferență foarte mare. Am un... subiectul ultimului TEDx pe care l-am făcut. L-am văzut. Da. Mă bucur, mulțumesc. Este legat despre stima de sine și de imaginea de sine, felul în care mă văd eu și felul în care mă văd ceilalți. Și de foarte multe ori am întrebat oamenii dacă știu ce înseamnă, care este diferența între imaginea de sine și stima de sine. Și am fost foarte surprinsă să văd că nu e ceva foarte cunoscut, pentru că oamenii le confundă și eu le-am confundat foarte mult timp, de aceea lucram la mai mult la imaginea mea și mai puțin la felul în care mă simțeam eu cu mine. Pentru că imaginea de sine are legătură cu percepția pe care ceilalți o au despre noi, în funcție de ceea ce le arătăm noi, adică ce se vede pe Instagram, cum ne îmbrăcăm, ce povestim despre noi, despre jobul nostru, despre mașina pe care o conducem. Iar stima de sine are legătură cu felul în care
Stima se creează în funcție de experiențele noastre și înțelegem cine suntem și ce putem să facem. Și azi poți să-ți dai seama de ea, mai ales în momentele în care ești singur. În care ești acasă, în care nu mai există Instagram, nu mai există Facebook, nu mai există nici mașina, nu mai există nici iubitul, nu mai există nimeni, nici jobul, nici nimeni. Cum ești, te simți tu în momentele alea când ești singur? Cum te simți tu când ești singură? Bine, foarte bine, liniștită. Cum te-ai simțit în momentele în care erai singură? M-am simțit foarte singură, foarte tristă, foarte neiubită, foarte abandonată, poate? Abandonată, da, exact. De unde știi sentimentul ăsta? Îl știu de la mama. Îl știu pentru că e una dintre rănile mele cele mai mari. Acum nu pot să spun că sunt tot timpul fericită acasă. Asta este utopie și mint oamenii prin exprimând ceva care nu este adevărat, consolidându-mi imaginea mea de sine. Nu, am momente în care mi-e foarte greu și mă simt, nu știu, prin prisma business-ului pe care m-am angajat să-l fac de ceva timp și care a crescut foarte mult în ultima vreme, cu colecția de haine, cu programul de feminitate, cu nou magazin pe care l-am deschis. Sunt foarte multe lucruri noi și sunt foarte multe lucruri care mi-au provocat multe nopți nedormite, multe lacrimi, multă muncă, e foarte multă muncă și foarte multă presiune și sunt multe momente când sunt obosită și mă simt poate descurajată, sunt multe momente în care mă simt foarte liniștită, sunt multe momente în care mă simt foarte încrezătoare, sunt multe momente în care mă simt, în care simt frică, multe momente în care simt fericire, adică e cumva un... Noi cumul, sigur. Un cumul, pentru că noi suntem un cumul de emoții. Sigur, și sunt rac, am la emoții. Era să zic o vorbă, bine că n-am zis-o. Dar tot nu vreau să trec de sentimentul ăsta de abandon, pentru că foarte mulți dintre noi este posibil să-l avem și nici măcar să nu-l vedem, dar vedem ca la cutremur, replica, știi? Adică vedem ce se întâmplă, dar nu ne dăm seama ce, din ce izvorăsc reacțiile noastre, deciziile noastre și de fapt la bază e acest sentiment de abandon pe care îl avem, mă rog, din mai multe situații, din copilărie, nu știu, poate din viață. Da, fiecare cu siguranță. Și cum e? Că de fapt toate lucrurile sau trăirile noastre au cumva rădăcina în copilărie, în felul în care am fost crescut, în felul în care cuvintele sau experiențele pe care le-am trăit au creat, ne-au dat o anumită stare. La tine de unde vine sentimentul ăsta? De abandon? Pentru că atunci când eram mică, mama a plecat foarte repede de acasă. Nu, mama n-a plecat de acasă, mama s-a dus să muncească. Era însoțitoare de bord și după ce m-a născut, plus că pe vremea lui Ceaușescu plecau rapid, repede. Da. Și nu asta era problema, ci pleca câte 2-3 luni de acasă și am anumite momente din copilărie pe care mi le aduc și acum au o amintire extrem de puternică chiar și în corp. Mi-aduc aminte cum stăteam și o imploram să nu plece și eu. E un moment foarte greu, care a fost foarte greu pentru mine, că stătea acasă, era o rezervă acasă și au sunat-o. Rezerva înseamnă că dacă cineva era, te înlocuiește. Da, și era acasă, deci cumva era a treia rezervă. Și au sunat-o și au spus că trebuie să plece o lună în Iugoslavia. Și mi-aduc aminte și acum că își călca... Aveam, nu știu, 6 ani, cred, sau 7 ani și cred că uniforma era albă cu niște picăți, cu niște dungulițe turcoaz și eu stăteam în genunchi lângă ea la picioare și spuneam, te rog, nu pleca, te rog, nu pleca. Deci a fost absolut îngrozitor. Dar știu că și ea a fost foarte greu. Și când ți-ai dat seama că simți asta, când ți-ai adus aminte de amintirile astea ca să poți să începi să vindeci? Doamne, am făcut la psihanaliză, cât nu poți să-ți imaginezi. Deci eu am făcut foarte multe feluri de terapie, dar una dintre ele care m-a ajutat foarte mult a fost psihanaliza. Adică au fost, cred că, vreo 6 ani de psihanaliză, în așa fel încât să înțeleg, wow, exact. Da, am făcut la terapie, nu știu, cred că acum cu noile metode inventate și descoperite, probabil că lipsește ceva, dar în rest am făcut și cognitiv-comportamentală și psihanaliză foarte multe, pentru că am o dorință foarte mare de a înțelege cum pot schimba lucrurile în așa fel încât să-mi fie mai bine. Și un curaj foarte, foarte mare, pentru că
de fiecare dată m-am aruncat în niște găuri negre în care știam că dacă nu merg, nu am cum să fac lumină. Și în psihanaliza ai descoperit asta? Ți-au venit amintirile și ți-ai dat seama că de acolo ai această rană? Asta și foarte multe alte lucruri pe care le-am descoperit. Da. Asta voiam să întreb, mai ai și alte rând pe care le-ai vindecat și ai demonstrat așa și ești un exemplu că se poate? Cred că rănile nu se vindecă niciodată. Deci cine caută să-și vindece rănile total, cred că e în căutarea... Nu ai cum să le vindeci. Acolo e în carul cu fân. Vei avea... Dacă tu te lovești, ai o rană groaznică. Uite, stai să te arăt, uite, am aici niște răni. Aici am căzut și am făcut o rană. Ok. S-a vindecat? Sau mai vezi un semn? Mai văd un semn. Exact, asta se întâmplă și cu rănile. Lucrezi la ele, le vindeci, ai grijă de ele, dar tot timpul vei avea acea sensibilitate. Și ea devine din ce... Cumva ea se mai activează când stimulii cu care te întâlnești sunt mai mari decât cei pe care ai avut înainte. Am făcut sens? Foarte mare sens a făcut. Deci nu se vindecă nicio... Logic, rămâne urmă acolo. Exact. E ca și când cineva vine, te rănește, e ca și când tu ai fi un pahar, o cană cu apă, știi, te rănește, te scapă pe jos, te sparge, după care vrea să repare, știi? Ok, luăm ciob cu ciob, așezăm, dar se vede că e spartă. Poți să bei în continuare. Poți să bei. Acum când mă întâlnesc cu aceiași trigger, nu mai reacționez la fel, dar dacă triggerii sunt mai mari, atunci o să simt durere. Plus că acum sunt foarte conștientă de ele, nu mai îmi declanșează nimic, dar dacă probabil va fi un trigger și mai mare, cu siguranță îmi va declanșa. În ce zonă se duc chestiile astea? Pe iubire, pe familie, rănile astea, triggerurile. Pe iubire, pe ele familie. Ele sunt 5 răni. Ele se pot desfășura oriunde, se pot activa oriunde. De exemplu, dacă ai rană de respingere, poți să te simți respins și de un coleg, de comportamentul unui coleg, de comportamentul partenerului, de comportamentul unui om de pe stradă, de absolut. Ele eu te întreb la tine unde se activează. Cred că se activează în toate zonele din viața mea, mai mult în momentul în care mă întâlnesc cu oameni care au o importanță foarte mare în viața mea. Adică... Care contează pentru care tine. Care contează, pe care îmi doresc foarte tare să îi iau în continuare în viață, să nu-i pierd. Ok. Și atunci, care ocupă un rol important în viața mea. Și atunci ele se activează. Ai delimitat cumva tot ce înseamnă statutul de persoană publică și tot ce înseamnă părerea oamenilor de acești câțiva de care îmi povestești că sunt cu adevărat importanți și a căror părere poate cu adevărat contează pentru tine? Nu sunt sigură că înțeleg ce zici. Dacă părerile... Când ai reușit să delimitezi? Pentru că-s convinsă și cred că știu că ai și declarat asta la un moment dat, că mult a contat pentru tine ce zicea lumea în general și cum te vedeau și așa mai departe. Iar astăzi, cred, îmi spui tu, dacă ai ajuns să conteze doar părerea acestor câțiva oameni. Contează părerile oamenilor care pot argumenta. Pentru că cineva poate să nu fie atât de important, să n-aibă un rol atât de important în viața mea, dar vine cu o observație foarte bine argumentată și atunci, da, contează părerea respectivă. Bun, bun. Mai există mesaje, nu știu, pe rețelele de socializare, să zic, care nu sunt argumentate și care te supără? Nu, absolut deloc. Nici nu, pe multe nici le citesc. Nu le citești? Nu am gând. Ce nu știi, ce nu vezi? Nu, da, și chiar dacă le citesc, nu mă... Știu că mesajele nu sunt despre mine, sunt despre ei. În momentul în care cineva este agresiv sau hater, nu este pentru că eu, din cauza mea, este doar felul în care se simte persoana respectivă. Nu mă deranjează absolut deloc. Dar de plâns ai plâns vreodată? Pentru... În urma acestor mesaje, la un moment dat, poate? La un moment dat, dar foarte... Păi gândește-te că eu am început să fac televiziune când aveam 19 ani și la momentul respectiv erau doar câteva ziare, tabloide, mă rog.
Și când am început să citesc ziarele respective și cu niște știri neadevărate și agresive, pentru mine a fost, mie nu venea să cred. Știu că la un moment dat era o știre conform căreia, pentru că m-am îmbrăcat la o filmare până în gâță, cu o maletă, cum ești tu acum, da, așa. Am spus pentru că am fost agresată, bătută sau nu mai știu ce, și dădusere foarte și multe argumente și să mi-a spus vânătăile și cumva am plâns, cred că 3 zile, pentru că nu înțelegeam de ce cineva ar putea să mă scocească o răutate atât de mare despre mine. Mi-a fost foarte greu. Zici, mă, că eu am 20 de ani în spate de oameni care m-au făcut în toate felurile. Crezi că mai pas acum când 50 de oameni sau 100 care spun că, mă, nu știu, că sunt grasă sau, de exemplu, acum am fost în vacanță și mi-am pus o fotografie într-un costum de baie și mi se vedea un altceva decât un abdomen plat cu care oamenii erau obișnuiți. Și m-a întrebat cineva, ești însărcinată? Și am zis, da, cu niște mango sticky rice. Adică, cumva, nu le iau personal pentru că, unul la mână, mă simt foarte bine în pielea mea și, doi la mână, pentru mine toată această obsesie a perfecțiunii nu mai există. Da? Uneori se întâmplă să nu am abdomenul plat. Sunt perioade în care nu am abdomenul plat și sunt perioade în care sunt obosită sau sunt perioade în care am acumulez 5 kg sau 2 kg sau 3 kg. And that's ok. Cât de important e asta și cât de frumos e asta să-ți permiți inclusiv treaba asta. Că vorba ta, nimeni nu e perfect până la urmă. Hop! Și ți-a căzut un inel? Da, inelul care măsoară calitatea somnului. Știu de acest inel, urmează să mi-l achiziționez. Deci este foarte tare. E foarte tare? Da. No, clar, hai că facem reclamă acum la inel, dar nu-i mai știu și eu de el, chiar știu și chiar știu că este foarte bun. Da. O să-l dau peste cap dacă mi-l pun pe deget, că la mine nu, că te ajută. Te ajută, te obligă. Mă obligă? Mă rog, tu te obligi. Dacă îți dai seama că e important. Da, poți să faci asta cu puterea minții? Normal. Cum? De fapt, nu cu puterea minții, deci aleg să mă culc mai devreme ca să pot să am mintea limpede. Și dacă mă trezesc noaptea și nu mai pot să adorm la loc? Nu mi se întâmplă asta. Și dacă mi se întâmplă, nu știu, o melatonină sau fac o meditație sau habar n-am, există o soluție, nu știu. Asta cu meditația s-ar putea să-mi folosească. Da, mie îți spui o meditație ghidată. Da, mie asta mi se întâmplă în ultima vreme. Mă trezesc noaptea și nu mai reușesc să adorm. Și de asta sunt, dacă m-ați văzut un pic așa, incoerentă, de la asta se trage, nu de la altceva. Da, adevărul că este, eu dorm foarte bine. Dar am avut o perioadă în care, din cauza stresului, mă trezeam dimineața sau nu, adormeam foarte greu. În primul rând adormeam greu. Mm-hmm. Și după aia adormeam și mă trezeam pe la 4. Mm-hmm. Vreau să mai dorm un pic, am treabă la birou. Cunosc sentimentul, da. De asta zic. Și îmi pun, nu știu, ori citesc, ori îmi pun o meditație, ori iau o melatonină dacă e două noaptea și adorm. Așa e. Da. Apropo de asta, de lipsa somnului, de cum se vede asta pe chipul nostru până la urmă, când te-ai simțit cea mai frumoasă? Că nu am simțit cea mai frumoasă? Uh-huh. Cred că cea mai frumoasă mă simt când sunt îndrăgostită. Wow! Da, atunci când. Tare! Deci asta unul la mână, atunci când este dependent de cineva și foarte frumoasă mă simt, nu știu că cea mai frumoasă, dar adică nici una sau cealaltă cea mai frumoasă, când sunt atât de împăcată cu mine și atât de fericită cu mine, încât mă simt incredibil de frumoasă. Împăcată tu cu interiorul tău. Da. Cu lucrurile pe care, deci le fac. Deci nu ține de cineva extern, ține de mine. Deci dacă e să mă iei de la capăt să mă întrebi când mă simt cea mai frumoasă, mă simt atunci când sunt împăcată cu mine și știi cum, sunt fericită că sunt fericită și asta se vede pe afară, și atunci când sunt îndrăgostită. Ce frumos! Cum ar trebui să arate bărbatul? O, Doamne. Bărbatul. Nu să arate, hai să zic să fie. Cum ar trebui să fie? Cum ar trebui să fie? Da. Sau cum ți-ar plăcea să fie? În primul rând, în fapt nu cred că în primul rând. Un om asumat. Un om foarte asumat și un om foarte autentic și echilibrat. Un om care să fie în contact cu el și cu emoțiile lui, un om inteligent și un om cu care să am aceleași valori, un om cu care să râd foarte mult, un om responsabil și cu care să călătoresc.
trebuie să fie multe. Vreau să fie multe. Și dacă întreb acum care sunt trăsăturile care te caracterizează, o să-mi spui cam aceleași lucruri. Și la tine sunt multe. Exact, nu? Mă bucur foarte tare că ai accentuat asta, pentru că de multe ori am auzit, și nu numai la mine, am auzit foarte mult, da, mă, tu ești pretențioasă. Și am muncit la mine să fiu într-un anumit fel, de ce ar trebui să aleg ceva care e mai puțin decât mine? De ce? Fix așa. Pentru că realitatea este că văd foarte multe femei frumoase din foarte multe puncte de vedere, nu mă refer la aspectul fizic, care încep relații din nevoie și nu din dorință și stau în niște relații care nu le fac fericite doar pentru că știu că se gândesc că nu sunt îndeajuns de bune ca să găsească ceva mai bun, nu vor să rămână singure sau pentru că le este foarte greu. Nu judec pe niciuna dintre ele. Sigur. Și în același timp cred că sunt foarte multe femei care nu știu că merită mai mult. Și cum descoper că merit mai mult? Fiind conștientă de toate calitățile astea, uite exact ce am zis eu mai devreme, stai puțin, că le am eu. Știi? Eu sunt așa, sunt și așa, 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 așa. Știi, dacă noi suntem suma oamenilor, media oamenilor care ne petrecem, mea la celor 5 oameni cu care ne petrecem timp. Dacă ești înconjurată de oameni care îți spun, nu ești în stare să faci asta, nu ești bună să faci asta, când vii să ai vreo inițiativă, te omoară din fașă, omoară din fașă și nu sunt un suport și nu sunt, nu sunt oameni care să vadă, să scoată cei mai buni din tine, e posibil ca și tu să crezi că nu ești. Pentru că dacă tu ai trăit într-o familie în care nu ți-au fost trăsăturile puse în evidență, cu siguranță te vei duce la lucrurile cu care tu ești familiară. Noi întotdeauna alegem lucrurile cu care suntem familiari. Dar dacă lucrurile cu care suntem familiari nu ne fac bine, ce trebuie să facem? Să schimbi. Să cauți lucruri cu care nu ești familiar. Și ce se întâmplă atunci? Fugi de ele. Pentru că nouă ne plac lucrurile pe care le cunoaștem. Nu ne plac lucrurile pe care nu le cunoaștem. Pentru că nu știm cum să lucrăm cu ele. Nu știm ce să facem cu ele. Sunt un necunoscut. Și din nou ne ducem la toată zona asta. Mai ales dacă ești perfecționist. Perfecționistului nu îi place să se ducă pe teritorii necunoscute. Și rămâne acolo. Chit că va rămâne și nu va explora nimic altceva. Iar viața înseamnă explorare. Înseamnă să te duci să... E o continuă schimbare viața. Și mi se pare că aceste calități ne fac viața frumoasă dacă știm să le vedem și să ne folosim de ele așa cum trebuie, știi? Iar apropo de calități, care crezi că e cea mai... Eu sunt pe statistici, știi? Top 5. Care e cea mai? Care a fost cel mai? Toate la o parte și la alta a liniei vieții. Care e cea mai importantă calitate umană de la care nu te dezici niciodată și pe care o apreciezi și în ceilalți? Calitatea umană la care, de care nu mă dezic. Cred că bunătatea. Bunătatea și empatia. E foarte important pentru mine să fiu înconjurată de oameni buni și oameni onești. Cred că onestitatea și empatia sau bunătatea. Intră acolo. Da, exact. Și știi că nouă ne plac la ceilalți lucrurile pe care noi le acceptăm și care ne plac la noi. Și pentru că știu că este una dintre trăsăturile cele mai importante ale mele sau cele mai care mă fac pe mine cu adevărat bucuroasă, empatia și bunătatea. Așa că dacă eu le accept la mine, le văd și la ceilalți pare și le recunosc și le apreciez foarte tare. Găsești în societatea în care trăim astăzi oameni cu astfel de calități? Da, bineînțeles că da, eu sunt înconjurată de astfel de oameni și sunt, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-am în jurul meu, pentru că prietenii mei sunt una dintre cele mai neprețuite comori pe care le am. Și pentru mine conexiunea cu oamenii este cu adevărat importantă. Asta îmi dă energie și asta îmi dă inspirație, suport, cum vrei să spui. Și sunt foarte recunoscătoare, sunt că am foarte mulți oameni minunați în viață. Ce frumos! Dar sunt prieteni vechi sau sunt de la o vreme? Știi am că... și prieteni foarte vechi de la 3 ani.
Wow. Și colega de bancă din școala generală și din liceu. Wow. Și am prieteni de... din toate etapele. Exact, da. Ce frumos, da. Foarte frumos. Ce părere ai despre iertare, Andreea? Este vitală. Este vitală pentru că... Și chiar ieri mă uitam pe Instagram la ceva care m-a amuzat, erau părțile bune și opusul părților bune de la trăsăturile zodiilor. Și mă uitam la mine și îmi spunea că sunt empatică, mă rog, și după aia spunea dar I hold grudges, țin ranchiună. Și nu iert. Și mi-am dat seama că multă vreme așa am fost. Eram o care războinică, nu iertam nimic. Și eram foarte ranchiunoasă. Nu trecea nimic pe subradar. Nimic, nimic. Până la un moment dat, nu știu, până acum, mulți ani, foarte mulți ani, pentru că la nivel declarativ iertam. Vin dintr-o familie profund creștină, credincioasă, deci trebuie să ierți. Eu iertam la nivel declarativ și eu eram ferm convinsă că iertam. Dar după aia mai simțeam eu nevoia să mai pedepsesc pe cineva. Deci îți dai seama, clar că nu iertam, că atunci când ierți... Clar, nu mai simți nevoia să te răzbun. Și așa, în mijlocul unui curs, am avut parte de o experiență, cumva ne punea să ne ducem in the dungeon of our life, în... Mă rog, pivnița, în tunericul. Exact, da. În tunericul din viața noastră, mm-hmm. Și să vedem cine e acolo. Aole, și mi-am dat seama că erau niște oameni acolo, în special bărbați. Mm-hmm. Îi închisesem acolo. Și m-am dus și am iertat pe fiecare în parte. Și a fost un proces așa destul de lung, de câteva ore, în care mai întâi spui care sunt lucrurile care te-au deranjat, după care emoția, am urlat mult, după care am venit cu tristețe și am eliberat toate emoțiile respective și am eliberat și pe ei de toată legătura ura. Asta și legătura aceasta legătură. Pentru că realitatea este că atunci când nu ierți pe cineva și când ajungi să-l urăști, ești veșnic legat de el. Ești veșnic legat de el. Viața ți-o vei face în funcție de omul respectiv, alegerile vor fi făcute în funcție de respectiv om, unde te vei duce, te vei gândi dacă omul respectiv e acolo și vei simți o greutate foarte mare pe care tu o car cu tine peste tot. Și mai e încă unul pe care nu ierți și mai e încă unul pe care nu ierți și mai e încă unul și uite așa, ajungi să nu mai poți să te miști de cât de mulți oameni pe care tu nu vrei să ierți. În momentul în care am început să iert, m-am eliberat atât de tare, am fost așa, m-am simțit liberă. M-am simțit atât de liberă și atât de, nu știu, plină de viață și de energie. Și mi-am dat seama în momentul ăla că dacă nu iert pe cineva, nu este despre celălalt, este despre mine. Este o povară pe care eu o car. Și mi-aduc aminte că acum câțiva ani am avut parte de o experiență foarte traumatizantă, cum am catalogat-o la momentul respectiv, care am pierdut foarte mult în viață. Am pierdut business-ul, am pierdut sănătatea, banii și am strâns foarte multă furie. Am strâns foarte multă furie, în special. Ură, ranchiună, îți dai seama. Exact, exact. Știi, strângem furie, în primul rând, atunci când cineva îți provoacă un lucru rău. Dar în momentul în care ai o pierdere, care e emoția care vine? Nu furie. Emoția care vine cu tristețea, cu pierderea, e tristețea. Tristețea. Doar că tristețea este o emoție pe care mulți dintre noi avem o dificultate foarte mare de a o simți, pentru care preferăm să o acoperim cu furie. Mi-e mult mai ușor să fiu furioasă pe tine decât să fiu tristă din cauza ta. Și atunci te urăsc. Te urăsc și ura asta îmi dă energie foarte multă. Atunci când stau cu mine și îmi dau voie să zic, ok, știi ce, eu am pierdut asta, care pentru mine era importantă. Sunt tristă, asta, și e ok să fiu tristă. Dar să-ți dai voie să simți emoția respectivă. Și mi-am dat seama că în urma acestei, ca ce vreau să ajung, mi-am dat seama că în urma acestei situații am strâns foarte multă furie și am simțit că devin ciufută. Efectiv ciufută. Începeau să nu mai îmi placă lucrurile, știi, pufneam. Și m-am uitat la toți oamenii în vârstă care ajung la o anumită vârstă. Și știi cum sunt? Amari, sunt bitter. Da. Sunt acri, vezi? Așa, acri, da. Exact, da, asta da. E, acri.
Și am zis, eu nu vreau să ajung așa. Pentru că dacă mi-nghit emoțiile și mi-nghit furia și mi-nghit ura pe care am față de cineva, eu voi ajunge așa, eu nu vreau să ajung acră. Noi avem cu toții potențial să ajungem acri. O, da! Cel și mai pentru bine. Mine a fost foarte surprinzător. Și m-am stat așa într-un curs și am zis, eu am nevoie să mă duc să urlu și să-mi scot toată durerea dinăuntru. Și a fost foarte amuzant că m-am înscris și oamenii m-au întrebat, dar ce cauți tu aici, că ești overqualified, n-ai ce să cauți aici? Și zic, eu am nevoie să vin pentru asta. Și am stat o săptămână în care am vorbit despre ce, despre experiența mea, mi-am dat voie să povestesc cât mai mult. La început mi-a fost foarte greu, nu ai și nicio emoție, pentru că am reprimat-o foarte tare. Bineînțeles, era foarte adâncă. Da. Și bucuria mea a fost, sau norocul meu, pot să spun, a fost cineva cu care lucrasem și care mă știa foarte bine, care m-a te-a tot zgândărit, pentru că știa despre ce e vorba, da. Și am putut să scot, dar cred că s-a întâmplat în ultima zi, pentru că dacă ținem atât de mult în noi, ele fac parte din noi, nici măcar nu mai avem capacitatea să le mai scoatem din noi. Sunt undeva acolo îngropate în noi, nici nu le mai simțim. Efectiv, care e cuvântul? Îngropate, sunt îngropate. Îngropate, ca și cum mai pune beton peste ele, știi? Integrate. Și cine, exact, și cine crede că, uite, și cu terapiile astea, și cu cursurile astea, e ușor și hai că mă duc 3 luni la o terapie și gata, rezolv și fac. Exact ce ai zis și tu, e un proces atât de lung. Și nu se termină niciodată. Pentru că după aia lucrezi singur cu tine și așa, da? Mai departe. Și munca este și între terapii, nu doar la o sesiune de terapie. Sigur. Și astăzi lucrez, știi, la un moment dat eram foarte frustrată că mergeam în terapie, rezolvam o problemă, o rezolvam și peste 5 ani, să zicem, sau 4 ani, ajungeam din nou la același subiect. Și eram super frustrată, zic, băi, nu se poate, dar mai lucra pe asta, mai lasă-mă în pace, cât să mai lucrez pe asta, cât să mai lucrez, adică două încolo, am lucrat-o și în hipnoză și în asta. Și terapeutul cu care lucram la momentul respectiv mi-a explicat foarte frumos, pentru că eram super frustrată și nervoasă. Noi ajungem într-un loc, de fapt viața noastră e așa, ca un cer, ca un arc, știi? Și săpăm din ce în ce mai adânc și mai ajungem la aceleași situații, dar la un nivel mai profund. Și încă o dată, la un nivel și mai profund, pentru că dacă tu te duci direct la rădăcină. Exact, dacă tu te duci de aici direct aici, n-ai avea capacitatea emoțională să poți să duci toate lucrurile respective. Și atunci, încet încet, ca să poți să le integrezi, mai descoperi ceva și mai respiri un an. Exact. Știi că mi s-a întâmplat la un moment dat într-un curs și după aia în terapie. Și chiar asta cred că e foarte interesant, pentru că eu am descoperit și mi s-a părut what? Eu cred despre mine că sunt un om inteligent. M-am dus într-una dintre sesiunile de terapie din India și terapeuta cu care lucram mi-a spus niște lucruri și zic, I'm so sorry, I didn't understand, can you repeat? Poți să repeți că n-am înțeles ce vrei să zici? Și zice, ce n-ai înțeles? Și zic, din cauza limbii n-am înțeles. Și mi-a zis, nu, din cauza limbii. Creierul tău în momentul ăsta, mintea ta, nu vrea să asimileze această informație. Mai firar să fie. După care din nou în terapie. Terapeuta mea mi-a explicat un proces și zic, băi, scuză-mă, nu știu, eu cred despre mine că nu sunt proastă, dar nu înțeleg ce vrei să zici. Efectiv nu înțelegeam, am înțeles după nu știu câte sesiuni de terapie, același proces explicat în același mod, pentru că pur și simplu mintea mea nu era pregătită. Eu nu aveam capacitatea emoțională sau ce n-aveam să pot să duc procesul respectiv la momentul ăla. Wow. De asta se zice că toate lucrurile, știi, se întâmplă la un anumit moment, exact, atunci când trebuie, exact, să se întâmple, doar pentru că cineva sau ceva, nu știu, mai presus de noi, ne pregătește, exact, și ne așterne ca lucrurile să se desfășoare într-un anumit mod, nu să ni nu se ne dă... dea cu capul, exact, de pământ, știi? Nu ni se dă mai mult decât putem să ducem, știi? Exact asta. Și am învățat să le iau încet și să înțeleg că se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Atunci. Și că degeaba vreau să trag eu de lucruri, că ele nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Regrete ai, Andreea? Nu. Ce părere ai despre ele? Mi se par o lipsă, o regrete? Nu, mi se par așa o... Încerc să spun, nu vreau să spun o pierdere de energie. Mi se pare că, din punctul meu de vedere, un regret nu mă ajută la nimic. O lecție poate să mă ajute. Dintr-o întâmplare în care am făcut sau nu am făcut ceva, okay, sau care a ieșit în alt mod decât mi-aș fi dorit eu,
poate să-mi pară rău că nu s-a întâmplat la momentul respectiv și să accept că nu s-a întâmplat, pentru că în viață nu se întâmplă lucrurile cum vreau eu și poate mai bine asta, de cele mai multe ori. Și ceea ce am învățat eu să iau din experiențele din viață sunt lecțiile. Cea mai importantă? Care ar fi? Ai, Doamne, nu știu dacă există cea mai importantă sau nu, dar sunt multe. Una care e pentru tine, pentru procesul ăsta transformațional. La mine în birou există o fotografie pe care atunci când îmi redecoram noul birou, am văzut-o și mi s-a părut, wow, asta este exact ce am nevoie ca să îmi aduc aminte. Este o fată care este fotografiată din spate, care are părul lung, e goală, se vede doar până, se vede, e acoperită de păr și are în spate un porumbel alb, niște aripi mari. Practic un porumbel alb care o face să-i dea să zboare. Și pentru mine simbolizează și o lecție foarte importantă că ce am eu aici în minte și ce am eu în suflet nu are cum să-mi ia absolut nimeni. Și că indiferent ce pierd la un job, într-o relație, la muncă, în relațiile cu ceilalți oameni, nu are cum să-mi ia nimeni ce am eu, pentru că este cea mai de preț avere, dacă pot să spun așa. Comoară, îmi venea să zic, da. Comoară, exact, comoară, să era cuvântul potrivit. Dacă ar fi să iei un bilet one way, da, către ce destinație ar fi? One way, nu te mai întorci. Către mine. Către mine. Că după aia pot să plec oriunde. Frumos. Dar ce frumos. Ești o femeie împlinită, Andreea? Te simți împlinită astăzi? Ce înseamnă o femeie împlinită? Din punctul tău de vedere. Pot să spun din punctul meu de vedere. Ce înseamnă o femeie împlinită? Stai că facem schimb de roluri. Bine cu ea, bine cu sufletul ei, care a reușit să, hai să spunem așa, ordoneze cam tot conform, ce și-a dorit. Conform gândirii tradiționaliste, probabil că nu sunt o femeie împlinită. Conform a ceea ce am învățat eu în ultimii 10-15 ani, sunt o femeie care se bucură de viața ei și se acceptă atât pe ea cât și ceea ce primește de la univers și de la Dumnezeu. Ce frumos. Și cred că în momentul în care accepti momentul în care ești și ce ți se întâmplă și faci pace cu tine, este acel moment în care te liniștești. Și atunci când ai liniște, cred că poți face absolut orice. Nu mai contează nimic. Îți lipsește ceva acum? Nu, în momentul ăsta nu-mi lipsește nimic. Nici măcar un sandwich? Nu, sandwich nu. Da, aș bea o supă. Aș mânca o supă. O supă, să-i dăm o supă, Andrei. Mi s-a părut fabulos să stau de vorbă cu tine, Andreea. Mă regăsesc în multe dintre lucrurile pe care le-ai spus. Am învățat multe din ceea ce ai spus astăzi și nu numai. Și îți mulțumesc din suflet că faci parte din proiectul Te Ascult acum ca și invitat. Continuă pe drumul acesta pentru că ești tare bine, te simt foarte bine, te văd foarte bine, te aud foarte bine și cred că și cei de acasă au avut de notat așa măcar câteva lucruri esențiale, zic eu, după care s-ar putea ghida în urma acestui interviu. Sper din suflet să fie așa, pentru că până la urmă povestea mea, povestea ta pot fi o inspirație, pot fi o mică sămânță într-o călătorie, într-un proces care te duci acolo unde ai nevoie să te duci. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru invitație și vreau să-ți mulțumesc și să te felicit pentru ceea ce faci, pentru că am descoperit o altă parte a ta care e un pic diferită de ceea ce vedem la televizor și o parte care îmi place foarte tare și știu că va ajuta și ajută și inspiră foarte multe femei. Vai, mulțumesc din suflet, Andreea, ce frumos! Mulțumesc mult! Și vouă vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Scrieți-ne mesaje, spuneți-ne cum vi s-a părut. O mai invităm pe Andreea dacă doriți. Și ne vedem data viitoare. Cu mare drag, tot aici la Te Ascult.